Dezbaterea prinsă la Consiliul Județean, motivul: aeroportul internațional Sibiu. Transparența privind negocierile contractuale legate de aeroport, mai exact. Un simplu proiect de hotărâre al Consiliului Județean cu privire la soarta aeroportului sibian a reușit să stârnească controverse aprinse în ședința ce a avut loc joi. Prima care a intrat în scenă a fost consiliera Daniela Câmpean. În primul rând, constat că se face o trecere a actului decizional cu privire la negocierile ce se poartă pentru companiile care intenționează să activeze pe aeroportul Sibiu, de la președintele aeroportului către președintele Consiliului Județean, însă motivația din raportul de specialitate, iar cel puțin personal, nu o pătrund foarte bine, nu o înțeleg foarte bine, adică nu înțeleg în ce fel crește responsabilitatea gestionării și implementării asistenței financiare, a operabilității și eficienței serviciilor prestate prin această modificare adusă la regulamentul de organizare și funcționare a aeroportului internațional. Și o să rog pe cei care au întocmit acest raport sau care au avut această idee să explice puțin ce au vrut să spună prin această motivare. La scurt timp a venit și o parte dintre explicații. Ideea s-a născut ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut împreună cu conducerea aeroportului, inclusiv având în vedere perspectiva dezvoltării activității aeroportuare. S-a considerat că, pentru o transparență superioară cele existente în prezent, este necesar ca negocierile să se facă de o comisie și nu doar de o singură persoană. Aceasta a fost orientarea conducerii executive și propunerea se regăsește în proiectul de hotărâre. Dacă comisia de negociere se stabilește prin dispoziția președintelui sau prin hotărârea Consiliului, rămâne de decis. S-a considerat că, prin dispoziția președintelui, această comisie poate fi numită mai rapid, poate fi modificată mai rapid, ori de câte ori este necesar, existând posibilitatea legală de a se face această numire în virtutea modificării regulamentului prin hotărârea adoptată astăzi. Cer ca varianta care va fi supusă la vot să aibă în vedere modificarea în sensul ca decizia să fie numită de Consiliul Județean și aprobată tot de Consiliul Județean. În felul acesta și ideile vor fi mai multe și eficiența, spun eu, mai mare și rezultatul la mai multe persoane care pot să aducă un plus valoare la ceea ce se hotărăște și rezultatul poate să fie mai mare pentru aeroport și pentru județ în speță. Pentru votarea proiectului a intervenit și consilierul județean Adrian Besoiu. Dacă totuși există această manifestare expresă pentru creșterea transparenței, n-ar fi deloc neoportun să pomenesc că transparența asta este mai de dorit acum mai mult ca oricând, pentru că aveți un exemplu extrem de nefericit, dacă ați urmărit știrile zilei de astăzi, ce se întâmplă la aeroportul Timișoara, unde niște contracte economice negociate de către directorul aeroportului, cât se poate de, vreau să spun, nemijlocit cu firmele domnului Alin Popoviciu, e căutat acum de DNA. E foarte bine că se merge înspre o transparență maximală și este implicată o comisie din Consiliul Județean. Dar așa dar în mintea domnului președinte, totuși să dăm urmare unei, zic eu, unei propuneri binevenite, ca din comisie să facă parte în mod paritar consilier, dacă e cazul, potrivit reprezentării Consiliului Județean. Dar sunt inițiatorul acestui proiect de hotărâre
Și scopul a fost tocmai acela de a crește transparența, de a întări competențele economice, politice și tehnice ale conducerii aeroportului Sibiu. Nu că n-ar fi aceste competențe și transparența în același, în același timp. Bineînțeles că acest proiect de hotărâre de comun acord cu întreaga conducere a aeroportului, cu directorul aeroportului, cu directorii ajuns prezenți astăzi aici în sală, am hotărât acest lucru, fiindcă ne aflăm în fața unui proces important de negociere pentru deschiderea unor rute noi, unor operatori noi și rute noi și pentru a asigura transparența. Aș dori să îi spun în același timp doamnei consilier Câmpean, cu tot respectul, că rolul Consiliului Județean este de a crea cadrul legislativ necesar prin proiectele de hotărâri, iar rolul executivului este de a duce la îndeplinire. Orice amestec în partea executivă este binevenit, dar cred că trebuie să existe această graniță între cei care îl hotărăsc prin hotărârile aprobate cadrul legislativ și cei care trebuie să le ducă la îndeplinire, adică președintele Consiliului Județean, vicepreședinții, directorii principalelor direcții și directorii și managerii instituțiilor aflate în subordine.